Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din meu atu joc My Summer Car și... Mi s-a blocat? Nu mi s-a blocat, sunt tot aici. Vă întrebați ce dracu s-a întâmplat cu harta? Ia să pornim și radio. Eee! S-aude și motorul altfel. Și o să ziceți, bă, dar și vitezometrul e altfel. Bă, ce s-a întâmplat cu My Summer Car? S-a băgat update? Și după o să vedeți un Logan Pundel. Și zici, bă, ce dracu s-a întâmplat cu My Summer Car? A nebunit My Summer Car? Păi, aflați că nu este My Summer Car, este BMMG și s-a băgat Satsuma în BMMG și e rupere, frate. Nu credeam că o să prind ziua în care o să mă joc cu Satsuma pe BMMG. Și avem și Logan și avem o grămadă de teste de făcut cu Satsuma noastră. Dar nu înțeleg... Pare Satsuma ești nebun jumate cât Loganul. Deci n-ai văzut așa ceva, e incredibil, fii atent. Stai să duc Loganul lângă ea. Să vedeți, frate, cât de mică e Satsuma și cât de mare e Loganul. Ce se întâmplă? Nu înțeleg ce se întâmplă. Hai să bușim de câteva ori așa singurică. Să vedem cam cum a rezista. Îi se aude și motorul într-un mare fel. Am un milion de variante la mașina asta, o să vă arăt. Am și variantă sport și mai multe chestii. Am și poliție pe ea. Hai să vedem cât prinde. Abia prinde 90 la oră. Și e destul de aproape de realitate. Nu știu dacă în joc am jucat vreodată cu mai mult de 110 la oră în My Summer Car. Da, parcă prindea 120 la oră la un moment dat. 120 la oră e mare lucru pe Satsuma. Nu, doar Trabantul mai merge mai încet ca asta. Hai să vedem cum se comportă dacă o izbim frontal fără scrupule. Distrugem această mașinuță. Să vedem cât de realistă e ca destrucție. Wow. Și îmi place când e la 100. 100 de ori mai încet. Mama, dar... Mama, băi, până și cap... Eu acum văd filtrul ăla de aer al lui prost din metal. Și e la fel, ești prost și motorul e la fel. Nu pot să cred, până și motorul arată la fel. Ca în My Summer Car am bușit mașina asta de am rupt-o. Gata, s-a întors, n-am pățit cu nicio mașină așa să se bușească în ultimul hal. Și fii atent, mi-a venit o idee acum de un impact. Nu știu de ce. Nu știu dacă o să-mi iasă. Vreau să fac viteză, n-am încercat cu nicio mașină până acum asta, dar mi-a venit acum pe loc. Așa-mi vin mie ideile în BMG, frate, pe loc. Să mă duc aproape de impact, să trag frâna de mână și să mă lovesc cu lateralul, gen. Cum ar fi? Deci, chiar cum ar fi, stai să văd, fii atent. Da, trebuie să fiu foarte rapid, nu știu, cred că îmi trebuie mult. Uite! Asta am vrut să fac, într-un fel, să o lovesc în lateral, mi-a ieșit aproape, dar e foarte rezistentă mașina, nu se distruge chiar așa de rău. Încă merge, ia vezi, am o singură roată, mi-a venit și a doua înapoi, mersi fratele meu, te-ai întors acasă. Păi și cam asta e, poluez planeta, hai să vedem, fii atent, că mai am eu alte Satsume pe aici. Am o grămadă de Satsume, nici nu știu pe care să încerc. Rally Modified. Am și stock cu 120 GT, am și de-astea ruginite. Hai să bag ăsta, Rally Modified. Să văd cum e, frate. Și am Satsuma modificată de raliu. Are și roțile din joc, băi, ești prost la cap, n-ai văzut așa ceva. Deci... Chiar n-ai văzut așa ceva, unde e Loganul ăla să-l fac zdrențe? Vreau să găsesc Loganul. Vreau să găsesc Loganul. Unde s-a dus Loganul? Mă lovesc în... Stai așa că o fac praf până să ajung la Logan. Stai așa că am făcut-o pilaf. I s-a spart parbrizul? Nu mai merge. Adios. Am și volanul, am bușit Satsuma în ultimul hal, am și volanul din My Summer Car, băi, și nebun, s-a băgat tot. Și cu ăsta am rămas înțepenit, fii atent. Ce are, mă, Satsuma? Mă, nu ți-am dat re, de ce merge așa prost?
Nu știu, dar merge foarte prost. Hai să găsim... Mamă, și derapează în ultimul hal de prost. O fi de la roțile astea proaste ce l-am băgat pe el de raliu. Nu mai are aderență pe beton sau ce-o fi ăsta. De dracu am Loganul ăla? Trebuie să găsim Dacia Logan, s-o spargem în două, dar mă lovesc de obstacole până atunci. Aceasta este Dacia Logan și o să ne pușim de imediat. Bine, nu acum, că am luat-o cam prost din lateral, am zgâriat-o. Asta a fost doar o zgârietură, dar... În... Wow, a căzut ceva, stai un pic, a căzut ceva aici. Ah, capacele, capacele de la jante mi-au căzut. Mamă, și cum... Cum îmi iau având cu Satsuma. Zici că scota cu pistolul pe geam și ciuruiesc Loganul. Să și accelerez în timpul ăsta, a? Merge să fac drifturi? Nu știu ce dracu merge, dar nu e bună asta de impact, că are roțile alea proaste de raliu și nu-mi place. Hai să băgăm ăsta GT, Track Modified. A, ăsta e de viteză, cred. Ăsta va merge bine, pentru că e ăla de pistă cu slick-urile puse pe ea. Ia vezi? Ia vezi, accelerează mai bine? Cât de cât. Accelerează mai bine, îmi place că are și exhaust. Bă, totul e din joc, mă, și e super belea. Mi se pare prea șmecher. Avem până și Satsuma în BMMG. Și o să spargem. O să spar. Aolo, iar am trecut peste, am selectat camera prost. Fii atent, de data asta vă promit, chiar o să lovim Loganul. Nu mai joc. Nu mai joc. Trebuie să terminăm Loganul. Ori distrugem Loganul, ori nu-l mai distrugem. Fii atent. Fii atent, fii atent. Da. Bă, iar am selectat camera proastă, rău. Asta e camera bună. Hai că am 100 la oră. E bine, am selectat din timp. Satsuma versus Logan. Satsuma e jumate din Logan. Zici că e David versus Goliath. Mamă, și abia atins Loganul. Ambele mașini sunt extrem de rezistente, dar Satsuma are probleme la motor. Are un... Opa! Să stiți pe... Oooo! A pornit la loc! Du-te de aici, a pornit la loc! Ia vezi, Loganul... Ca și cum n-a fost lovit, merge. Mașină de mașină, frate. Ce să-i mai zici Loganului? Și Satsuma merge... Ia să băgăm, fii atent, facem aici... Băgăm... Ce să bag eu? Dacile. Bag Dacile. Dacia Super Sport. Super Sport, ești nebun, nu Sport. Și... Mai bag... Nu, hai las-o asta, că asta e mai rapid. Dacia elealtă e mai fraieră și merge mult mai greu. Mamă, dar... Turul e asta, frate! Nu știu, zici că a luat un motor de... scooter. I-a pus turbo și... L-a făcut de motor de reacție și l-a pus pe Dacia, nu știu, așa se aude. Combinație de un scooter, avion, ceva de genul, ce se pregătește să decoleze și toarce în ultimul hal. Zici că are pistonul de 0.5. Hai să distrugem Satsuma pentru că ne-am săturat de ea. E, era mișto, dar chiar să văd și din bordul mașinii. Nici nu știu dacă are cameră Dacia pe bordul mașinii. Bă, nu se distruge Satsuma asta, ești nebun? Băi, Satsuma, unde te crezi aici, mai Summer Car? A ieșit din jocul tău! A, uite, mă, am rămas în brâliga cu Satsuma. Da? Nu vrei să te distrugi? Am aici rețeta perfectă pentru distrugerea oricărei mașini. Da, absolut oricărei mașini. Și pentru distrugerea oricărei mașini în joculețul BMMG sau, na, dacă se poate și mai sau oricare, dar nu se poate deocamdată, avem super autobuzul și am văzut că mi-ați lăsat multe comentarii să încerc super autobuzul versus autobuzul. Și o să încerc în episoadele viitoare, acum am altceva de făcut, nu știam de Satsuma, așa, nu știu, mereu descoper ceva nou și nu pot să mă țin de lucrurile dinainte. Pentru că apare mereu ceva nou, dar e rămâne și în plan și asta, autobuz versus super autobuzul, am niște planuri mărețe cu chestia asta. Dar acum trebuie să distrugem o mașină cu super autobuzul. Dacă o să ajung până acolo, băgăm nitro, nitro, rachetă, ce naibii asta, cox, dăm blană. Aolo, 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 am 220 deja la oră. Și am...
făcut să dispară spatele de Satsuma. Mamă, fii atent, Toba refuză să părăsească Satsuma. A rămas lipită de Satsuma, chiar nu știu de ce. Și a sărit. Ce dracu e asta? Oglinda de la autobuz. Mamă, am plecat cu mașinile în aer. Am plecat în zbor. Asta, la asta nu mă așteptam. Chiar am plecat în zbor. Și încă zbor, ești nebun? Chiar sunt Superman. Chiar este super autobuzul. Mamă, s-a auzit și un zgomot ciudat. Zici că plângea Satsuma de durere. Alo, ce s-a întâmplat aici, vericule? Nu știu ce s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva foarte nașpa. Un accident extrem de nașpa. Mi-a mai rămas vreo mașină în afara acestui impact? Cam... Ia... Ce armă asta de accelerează așa de greu? Aaa, eram în slow motion? Dobitoxin. Chiar că sunt dobitogro. Nu știam ce dracu accelerează Dacia așa de greu. Hai să... Deci am bușit-o cu autobuzul. Hai să... Oh, ia uite super autobuzul! Ce-mi place cum merge el așa singur. Hai să prindem super autobuzul cu Satsuma. Prindem cu Satsuma super autobuzul. Îi facem... Mă simt cam mai seamăr car fraierul ăla cu autobuzul ce m-a omorât de atâtea ori. Trebuie... Îl răzbun pe ăsta. Aolo, intră ca prost un zid. Fii atent că intră ca prost un zid. Eram sigur. Și am intrat în el. Mai merge? Nu mai merge. Îmi place că au respectat toate detaliile din My Summer Car în mașinuță. Mi se pare genială. Fii atent, și pentru că s-au strâns alea acolo. Deci n-are cameră de bord, da? N-are, doar în afara bordului. Nașpa rău. Vreau și eu mai multe Daci în BMG dacă se poate. Se poate sau nu? Aolo, nu prea m-am dus cum trebuie. Pentru că eram concentrat pe altceva. Bă, dar nu pot să, nu mai reușesc să selectez camera bună. Asta cred că era camera bună. Am ratat în ultimul hal, fii atent. Pentru asta am mai văzut și un comentariu să mai folosesc un BMW E46. Dar desigur fratele meu că îl folosesc și pe BMW E46. Aolo, dar am selectat în locul autobuzului. Nu vreau asta. Vreau să... Mă dea de la început de acolo. Dar asta e. Joc de aici. Ce să fac? Și îmi iau distanță. Îmi iau distanță grav. Fii atent. Mamă, dar îmi place rău interiorul ăsta de BMW. Nu știu, e BMW-ul visurilor mele. Această mașină. Păcat că în realitate nu mai merge. A fost un vis frumos. E prea mișto mașinuța asta. Hai să vedem ce se întâmplă. Dar poate nimeresc și eu camera dinainte. Așa am nimerit-o. Nu cred că mai am șanse. Băi, și pe ăsta l-am ratat, mă, frate. Nici nu mă mai uit. Nici nu mă mai... Deci și pe ăsta l-am ratat, ești nebun. Nu pot să-l duc și în altă parte. Îmi iau avânt până în partea asta. Îmi place că el face drifturi și cu spatele. Asta înseamnă să fii BMW adevărat. Să faci drifturi și cu spatele. Hai că ajunge avântul de aici. Bă, da, accelerează, bă, accelerează foarte greu pentru un M3 și e enervant rău. Uite-te și tu, am prins abia 100 și ceva la oră. Dar măcar am nimerit și o Satsuma. Mă simt ca la Euro în cap cu... impacturile astea. Satsuma, săraca, am izbit-o de zi și de toate cele. Ce să-i mai ceri? S-a dus. A, e, Satsuma, îmi pare rău. Mai trebuie să te iau și din partea asta, că apare mașina, mai merge! BMW-ul nu se distruge niciodată. Mai încercăm și din partea asta. Oba. A, murise motorul. Ce ai făcut, mă, nene, mă? A murit motorul și a revenit. Și... acum trebuie să distrug de tot Satsuma. Bun. Dar tot am camera proastă, nu știu ce noroc am eu să am numai camere proaste. În sfârșit camera bună. Satsuma face o triplă piruetă de fericire că am băgat-o în BMG. Și...
Cam asta a fost distrugerea Satsumei noastre. Bum, eu și din partea asta. Voi mai băga Satsuma logic în episoadele viitoare. În episodul viitor voi face probabil cel cu autobuzul. Habar n-am, vedem ce se va întâmpla. Eu am fost Jupunul aici, voi încheia episodul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă salut, la revedere. Și rupeți butonul ăla de like dacă vă place seria asta și vreți să mă susțineți și vreți să fac cât mai multe clipuri pe zi, pentru că dacă voi mă susțineți, voi avea și eu mai mult timp să fac mult mai multe. Vă mulțumesc, vă salut, la revedere.